Urmează concursurile. Ce face? Porumbeii trebuie să fie antrenați. Deci când mi-aduc aminte că urmează peste o lună concursurile, porumbeii mei trebuie să zboare la dispariție. Deci nu ajung în voliere. Deci când mai am o lună până începe concursul, porumbeii mei trebuie să ducă să plece de acasă jumătate de oră, ca să nu zic o oră de tot, dar jumătate de oră trebuie să-mi văd, să ducă. Și bineînțeles, nu la câmp. să zboare la distanță. După ce vedem că porumbeii pleacă de lângă casă, se duc la distanță, pot să mă gândesc să încep antrenamentele. Antrenamentele cam cu 2-3 săptămâni. Nu cu o lună, cam la 3 săptămâni, cam așa am obișnuit eu, înainte de prima etapă, eu încep antrenamentele. Și atunci, să vorbim despre maturii acum. Maturii au zburat un an înainte, 2-3, de deja facem antrenamentele pe traseu, pe direcția care au mai făcut antrenament. Nu trebuie să-i luăm chiar din kilometru în kilometru, exagerez, adică din 5, din 10, din 20, nu știu. Pentru mine, prima etapă, prima distanță la care duc porumbeii la antrenament este la 15 km, la matură. 15 km, după aceea am, cred că vreo 25, după care 40, după care 60 de km. După ce am făcut deja 60 de km, cred că două fac la 60 de km, care pentru noi este Vico, Vico-ul de sus, prima frontieră. După aia, încerc și mă schimb cam la 90 de grade, dreapta. Îi duc Dorohoi, Dărăbani, Rădăuți, Prut. Rădăuți, Prut este la 100 de km. Dacă am reușit să fac aceste antrenamente, unele le repet dacă îmi permite timpul, vremea, cu primăvara, când zici că vrei să faci antrenament mâine și nu poți, că plouă sau e nora sau e ceață. Dar în felul cum am reușit anii ăștia până acum, reușesc să fac 500 de km până la prima etapă. M-am vorbit și anterior, 500 de km. Și cam nu mai multe direcții, alți colegi au că fac în toate direcțiile, pentru mine nu mi se potrivește, nu mi este comod. Deci, într-o direcție și apoi la 90 de grade dreapta, asta reușesc să fac foarte bine. După acest timp, știu de antrenamente, când mi-am făcut, planul de antrenamente, e foarte bine dacă am două zile până la prima etapă. Deci să nu fie în ultima zi, duc la antrenament la 100 de km și a doua zi se duc chiar la prima viteză de 120 sau 150. Ar fi prea mult. Dar revin la hrănire în această perioadă. Fără discuții, când am început antrenamentele, este hrănire deja ca pentru concurs. Asta este pentru mine. Deci 2-3 zile știu o mâncare ușoară, după care cum să lungesc etapele de antrenament, îi dau iar o masă, două de mâncare, de încărcare bună, automat că îi iau în mână și le văd starea lor, îi controlez, știu eu, forma lor, sunt slabi, sunt grași, pieptul, sternul, culoarea, știu eu, culoarea mușchiului, pieptul, cum este, e roz, e vânăt, dar dacă îi forțez, și știu, mai bat știu eu ce produse, trezește, se îmbinețește sau face febră musculară. Febră dacă îi bagi prea des antrenamentele și nu-i recuper, nu-i... Deci, ca și cum început în concursul, asta este antrenamentul. Pentru că depune efort. Doar ce ai lungit concursurile, antrenamentele, te-ai dus la 60, te-ai dus la 100. Deci, a doua zi obligatorie, pauză, recuperare, baie trebuie să nu lipsească. Baia nu trebuie să lipsească din toată povestea asta, n-a spus nimic despre baie. Obligatoriu, și în antrenamente, apoi în concursuri, două zile pe săptămână, deci între concursuri trebuie baie numai decât. Și știți dumneavoastră care e cel mai bun produs pentru mine, nu vreau să dau numele, dar este de culoare albastră, o sare albastră, așa, care e extraordinar de frumos să recuperă porumbeii. E de dorit, și ea mai facă baie cu produsul ăla, cu sarea. Și teoretic, na, începe sezonul cu etape de viteză. Deci porumbeii sunt cu mâncare slabă. Cu porumbeii de maraton, zici că nu este importantă prima, a doua etapă de viteză. Unii crescători
Poate și eu, odată cu porumbei mai bătrâni, zic, nu-i bag la prima etapă. Altă dată mă gândesc, porumbelul ăsta, stai că el plasează mai multe etape. Hai să vedem, poate are șansă pentru AS Național. Și totuși, eu personal am plăcerea de a începe de la primul zbor, la prima viteză, cu tot lotul de zbor. Și zbor cu tot lotul de zbor până la... până la maraton. Inclusiv primul maraton, îl fac cu tot lotul de zbor. Și de acolo încep să-i desfac, să-i dau care-s de maraton, se duc spre maraton, care-s de fond, spre fond. După aia, care reușesc după două etape de demifond, o etapă de fond, încep să, știu eu, să aibă sosiri bune, să cumuleze puncte bune. Deja mă orientează unde voi juca în anul respectiv. Că sunt porumbei, de exemplu, anul acesta, 2023, am avut lotul de zbor cu porumbei de fond, cu care mă gândeam eu că reușesc să repet că au avut etape de top, norme de top 3 anul 2022 și zic că anul ăsta îi fac la palmares, cu palmaresul la fond, la asfond. Și așa de frumos că mi-au făcut niște etape bune de demifond, au făcut și o etapă bună de fond, 3-4 puncte, 2 puncte. Dar când am văzut că au două bune de demifond, ori la două puncte sticărești, la două etape de demifond. Și mi-au sticărit la demifond, zic, mă, ia să vedem, poate au șanse la demifond. Și am luat și m-am axat cu ei la demifond. Într-adevăr, am dus cu ei, am avut 6 la demifond sticăriți. Îți dai seama, din porumbei de fond, toți erau porumbei de fond. Și după aceea am avut și porumbița asta de fond, tineret, care a fost cu gol 7, a fost sticărită la Aspon. Dar zic eu că anul ăsta am avut hotărârea, da? Deci când începe un sezon de zbor, trebuie să vii cu un plan, cu o hotărâre. Și indiferent, pierzi sau câștigi, trebuie să te ții de acea hotărâre, de acel plan. Că dacă oscilezi între ce auzi cu urechea, ce spune ăla, ce spune celălalt, cu siguranță nu faci nimica. Ia-ți o hotărâre la început de sezon, scrii-o pe hârtie și caută să te ții de ea. Deci caută să o scrii. Că dacă cumva te trezești că ești dus de vală, că așa a spus cineva, și ai făcut o etapă nașpa, revin-o cu picioarele pe pământ, citește ce-ai scris acolo și iau în continuare de unde ai rămas. Așa. Și fiindcă anul ăsta am hotărât să merg cu mâncare de dietă, am mers cu Versele Laga, aici spun o firmă, am mers cu Geri de la Versele Laga, categoric pentru fiecare etapă, ce era după aia, fondul, nu mai zic, în continuare maratonul, tot cu produse de la Versele Laga și de la Varo Baieț, am avut niște produse de mâncare, vreau să zic, așa, hrană, care combinată în concentrația care am apreciat eu, bună, gustoasă, care eu am socotit dacă aș fi pasăre, că asta mi-ar trăi, așa, și la efortul care urma să-l depun categoric, citind ce conține fiecare sac de hrană, ce proteine, ce acolo, că asta te interesează ca să încarci porumbelul, am făcut o combinație, o mixtură din trei produse, cu care în ultimele 2-3 mese, deci în ultima zi și ziua la etapele de fond, hrăneam porumbei chiar și în ultima zi, când etapele de viteză și de demifond, nu dau mâncare de fel la porumbei în ziua de îmbarcare. Da? Chiar dacă urmează la demifond să meargă 2 zile pe mașină, deci eu hrănesc porumbei în ziua dinainte de îmbarcare. Și în felul ăsta, porumbeii la demifond văd că mi-au făcut rezultate anul ăsta mai bune ca anii anteriori. Categoric mai bune. Am top 3 și la matur, și la tineret, și la alt demifond, și la, cum am zis, și la fond, și la demifond, și la palmares, și la toată categoria asta. Am la nivel de, să zic așa, la nivel de club, de clubul Phoenix, am luat 37 de trofei, care sunt top 3. Cele mai multe sunt de locul 1 și 2. Așa. Inclusiv, ce am mai realizat anul ăsta, care vreau și îmi părea rău dacă uitam, și apoi revine mai departe, a reușit să fac categoria AS Național Crescător. Lăsă locul 1 pe Suceava, locul 1 pe județ, categoric pe club fără probleme,
locul 2 pe Moldova, cred că, și locul 4 național. Ca să mai fac și o glumă aici, sunt locul 1 la fair play național. Categoria care a fost, știu eu, într-un an, pe podiumul național, premiată de național. Da. Și în felul ăsta de hrănire, da, la demifon, cum am spus, mâncare de dietă, mâncare slabă, încărcat puțin, adică în ultimele două mese făceam la demifon, ultimele două mese, cu mâncare care v-am zis, preparată, bine, acum a filmat, n-are rost să vă spun detalii sau cod de saci, da, așa, cod de hrană, dar făcut într-un mod în care, dacă iubești porumbelul, adică apreciez acea mâncare, normal, noi nu mâncăm semințe, dar așa, într-o formă, într-un gust care eu socoteam că în felul ăsta îi dă forță, îi dă ce trebuie și o poate încă. După aia, categoria de fond. De la este altceva. Fond maraton este altceva. Acolo nu ne mai jucăm, știu eu, cu hrănire mai slăbuță, mai ușor. Deja porumbelul pentru fond, chiar dacă este etapă cu vânt din față, chiar dacă este etapă cu vânt din spate, deci că este etapă ușoară, odată ce trece porumbelul peste 500 de kilometri, trebuie să-l hrănești, trebuie să-l încarci. Trebuie să știi că este sănătos, trebuie să știi că este tratat. Da? Tratamente între etape. Între etape, deja mă duc mai departe, nu cu început, îmi spun. Pont, când am avut la pont, deja am trecut începutul sezonului. Căi respiratorii. Deci o săptămână îi faci tratament de căi respiratorii, o săptămână îi faci tratament de tricomonoză. Eu, personal, nu am făcut tratamente de salmonela în timpul sezonului niciodată. Deci, alții aud că fac. Am și produs care zice că alți festători îl hrănește cu fosbac, ca să vorbim așa, îl hrănește, îl tratează pentru salmonela în timpul sezonului. Eu atât spun, Doamne ferește să-ți îmbolnăvească porumbei de salmonela în timpul sezonului. S-o strica sezonul. Gata, nu mai poți avea speranțe la un sezon reușit. Ecoli în timpul sezonului. Iar este păcătos. Dar zic eu că am avut, știu eu, simptome de E. coli într-un an și am reușit să-i tratez cu hipralona, ca să vorbim așa. Hipralona care ar fi un tratament pentru boala pruilor. Am reușit, maturii, să le dau. Am citit ceva despre așa, substanța care conține și zic, eu s-o achiziționez, citesc hipralona, are tocmai ce trebuie. Le-am dat 3 de hipralona, mi-am recuperat porumbei. Anul trecut, anul 2022. A recuperat porumbei cu hipralona. 3 zile hipralona, dacă nu mă înșel, am îmbarcat cu hipralona. Sau așa ceva. Recuperare, ce am mai dat atunci și am reușit să fac o etapă, deci nu dezastroasă, acceptare. Așa. Cum am zis, deci între etape, porumbeii trebuie tratați. Preventiv. Că dacă ai ratat o etapă, ai sărit pe etapă, că zici, nu. Arată bine porumbeia, arată bine, toți arată bine. Și aceia din fața, la casa de cultură, tot bine arată. Așa. Și necunoscătorii se duc și apreciază. Băi, ce frumușeți! Așa. Dar porumbeii, fără tratamente și fără suplimente, nu poți zbura, nu există. Nu există reușite. Cine spune că porumbeii trebuie să zboare pe natural? Mie, în 2018, când am avut cel mai glorios an, cu cele mai bune rezultate județene și național, da, am avut atunci, un crescător, nu din județul nostru, din județele. Deci, în vecinate, au venit la mine, făcut atunci de schimburi de porumbeni, am devenit noi cunoscuți, prieteni, așa, și mi-au spus, nu. Chiar eram în timpul de iarnă, când începuse tratamentul, cu salmonelă, la anul ceva. Și îmi spune, nu băgați chimicale, nu bagi destul de chimicale vara în porumbeni. Atâtea chimicale trebuie tratamente acolo. Iarna, nu-i tratez, îmi lasă așa să prinde imunitate. Anul 2019, mă duc cel mai slab an. Cel mai slab an, din cauza că nu am tratat porumbenii. De asta, e mare importanță al tratamentului de iarnă. Și apoi, dacă porumbenii tratați bine iarna, în vară, între etape, reușești să le faci tratamente de astea preventive, tratamente de menținere și, bineînțeles, recuperare. Recuperare, fără recuperare. Deci,
după tratament, deci cum faci mica, și obligatoriu. După care, când ai îmbarcat, ai pregătit, dacă porumbelul este tratat și recuperat, îi băga mâncare din încărcare, vorbesc așa mai direct, l-ai încărcat, îl vezi că este rot, îl vezi că este frumos, atunci ai îmbarcat, poți să-și pariezi, el poți să-l pui și la echipă, sper în porumbelul ăla că vine. Dar apar și etape în care îi faci totul și te trezești când îl iei în mână ca să îl pui în ceas, să îl îmbarci, vezi că porumbelul este mulțumitor. Ce faci atunci? Te rogi la Dumnezeu și zici, Doamne, de-a veni acasă. Și primul lucru care ai de făcut la acel lot de porumbei, când vezi că porumbeii sunt nesatisfăcători, trebuie să treci la detoxifiere. Asta am pățit. Deci când porumbelul nu pune pe el, când nu se încarcă, când nu pune pe el, când faci tot ce trebuie și porumbelul nu se încarcă, atunci este o problemă de testin, de lui, de stare. Și faci o detoxifiere, atunci nu-i mai dai altă tratament. Le-ai trecut ieri, le-ai curățat frumos și atunci să vezi ce frumos se încarcă. Nu le cupă și să vezi ce frumos se încarcă. Și am avut chiar așa situații când am pățit și cum ți-a zis, Doamne, zâmbea venit, dar și l-am curățat, l-am detoxifiat, l-am motivat, l-am hrănit bine, am văzut ca următoarea etapă s-a încărcat, a fost bine și apar rezultate. Deci fără sacrificiu, fără cunoștință, zic eu așa, despre porumbei, cu toate că am, cum să zic eu așa, a zbor în 2016, nu sunt atât de vechi. Eu mereu mă consider și când discut cu mulți colegi, zic, na, eu sunt încă începător. Deci începători putem fi până murim, până terminăm așa. Pentru că cu porumbeii mereu ai de învățat. Deci niciodată nu te poți considera profesor în porumbei. De la an la an, ceea ce ai pus în aplicație, ceea ce ai învățat anul ăsta. Și ai văzut că știu eu, ți-a dat rezultate bune. Deci gata, am prins rețeta, te gândești. La anul ăsta fac. Scrie acolo, scrie să aduci aminte și la anul dai seama că ce ai făcut bine anul ăsta, la anul poate să fie greșit, poate să fie rău, nu se potrivește. Depinde de din ce direcție bate vântul într-un sezon. Din ce direcție, repetă și etapa următoare să bată vântul. Din ce direcție să schimbă vântul etapa următoare. Din cauza la asta, noi la Suceava aici, avem, deci, prima lună și jumate, cam avem etape cu vânt din față. Cam așa începe la noi. Zic eu, porumbeii mei fac față la vânt din față. Deci eu am prima jumătate de sezon, de obicei, da? Eu am rezultate bune. După aia începe vântul să le ia din coadă. Am avut, știu eu, etape care și cu vânt din coadă am avut rezultate bune. Chiar am avut în anul 2021, când am avut Supera Nouă, când a fost el atunci, știu eu, pe vală, în val. Am avut etapă, prima etapă de Ianova, a fost cu vânt din spate. Din 26.000 de porumbei am avut atunci locul 1 pe Suceava. Și locul 6 pe concurs. Cam așa au fost atunci. Și Ianova 2, care a fost o etapă derby, împreună cu județul Botoșani, s-au adunat 7.420 de porumbei. Avem aici în spate încă diplomele de sosiri top 3. Așa? Unde au fost, am avut atunci sosire de loc 1 și 2. Primii doi porumbei din concurs au venit în căsătoria Ionel Cotreț, la Suceava. Deci aceea a fost etapă cu vânt din față. De asta am zis că sunt etape care zbor bine cu vânt din spate, alta cu vânt din față, dar după ce se schimbă vântul în toate părți, să zic așa, etapă, a doua jumătate a sezonului, sunt mai mulți fani. Să schimbă vântul și mă dezavantajează, să termină motivări la porumbei și automat lumea ce spus se motivez. Diferiți factori care influențează, care nu se potrivesc cu calculul nostru. Asta este problema. Din cauza asta am spus la începutul filmării că am zburat la văduvie și aveam ideea să nu modifici poziția porumbelului de cum ai început sezonul. Ai început la văduvie, du-te la văduvie. Ai început la natural, du-te la natural. Ai început, cum ai început, continuă-ți așa. Anul ăsta, da, am avut curaj la mijlocul sezonului să schimb
pentru că concluzia de anul trecut, asta spun că am rezumat, concluzia anilor trecuți, anul trecut și anii trecut din urmă, a fost că la, după mijlocul sezonului nu mai reușeam să găsesc, știu așa, motivări cu care să-mi continui motivări de la porumbei. Poate dacă aveam mai multe experiențe, eram crescător mai cu vechime, cu ani în spate de combofilie, poate mai existau și alte motivări. Pentru mine alte motivări nu au mai fost și am zis, hai să-i punem la perechi. A fost oarecum cel mai bun an, deci de revenire după primii ani care am început, care atunci au fost rezultate de top național. Mă repet, noroc cu începătorile sau totuși am avut păsări buni. Pentru reproducție, deci am vreo 40 de perechi de porumbei pentru reproducție, la mamă. Aceștia provin din porumbei original care am achiziționat din Germania, din Belgia, din Olanda, din diverse crescători care poate am mai vorbit anterior, s-au amintit despre ei, la care am adăugat pui din tardiv, împrucișându-i în diferite modalități, cum am crezut de cuvință că este bine, practic consanguinitatea totuși, dacă rămâne în porumbelul pentru matcă, că să-l trec la matcă, așa, să reproduc porumbelul de matcă, caut să fie consanguinitate. Între semii, frați, mamă, fiul, diverse care cunoaștem variantele, așa, plus unii porumbei care deja au zburat, au la mine câțiva ani, câteva rezultate de top 3, să zic așa, în anii anteriori de zbor, s-o cotim că au zburat destul, nu poți să scoți mai mult de la ei, ne trecem la mat. Avem porumbelul de azi național, locul 1, locul 2, Asfondul, Ianovul cu sosiri de top la fond, și alții, chiar și anul ăsta am trecut câțiva, care zic, porumbița de Madonna, care a făcut Madonna locul 1, nu mai zbori, ajunge, porumbița din 2017, și a zburat 6 ani, nu? Este destul. Ce mai este acolo? Mai este porumbița care anul trecut a făcut pod, este porumbița din 2019. Asta este deja băgată cu compartimentul de matcă, dar parcă mă miște sau mai zbor un an, vedem ce o face. Bun. Din acești porumbei, ca fiecare crescător, da? Socotește, din cine socotește el că este mai bun, mai bine, da? Speranțe de a reproduce ceva bine, de acolo producem și noi. Reproducem, punem, deci au fost ani, ca să mă exprim așa, care am reprodus din luna ianuarie. Zic că hai că prima serie o dăm, o reproducem pentru Columbodrom. Mai rămas ceva din aia, hai să lăsăm în lotul de zbor, că cum să eliminăm sau așa, lăsăm să vedem ce fac. Ce fac? Deci, din punctul meu de vedere, porumbeii reproduși din timpul iernii, din ianuarie, februarie, poate și martie, începutul martie, sunt reproduși prea repede. Eu rezultate de bune și în Columbodrom, ca să zic așa, am avut cu porumbei, nu reproduși în ianuarie. Păi am plătit degeaba bani pe ei, am plătit pentru ai dat la Columbodrom. Au fost porumbei cei care i-a dus ultima serie, porumbei târzii, porumbei de aprilie, de martie-aprilie, atunci. Deci porumbei de martie-aprilie, poate am și porumbei din începutul mai, deși eu după 1, 2, 5 mai, eu nu mai des porumbei care îmi reproduc după data asta, care ies din nou, mă refer, după 5 mai, nu-i mai dau drum afară. Îi țin deja, dacă lui de valoare, îl țin pentru matcă, pentru un cadou, pentru un coleg, pentru cumva, de pentru reproducție mai departe. Nu le mai dau drum afară pentru că eu reproduc două serii de porumbei, aproximativ din câți am și mai reproduc și din zburător și din asta, fac cam 200 de porumbei. Și anul ăsta am avut 200 de porumbei. 200 de pui. Este foarte mult. Dorința mea, deci nu mai intenția, dorința ca ceva care doresc eu, este să pot reduce numărul de porumbei de zbor. Atât la pui, cât și la paturi. Am asta fiindcă s-a zburat pe țară, am zburat în țară, am zburat 8 etape în țară, din 200 de porumbei a rămas cu 185 de porumbei.
Vă dați seama ce fac eu acum la anul cu 185 de tineri. Deja trebuie să-mi pun în mișcare, știu eu, să-i caut, să-i văd la mână forma, cum arată fiecare și dacă se poate, să mă elimin din ei. Deci după, știu eu, criteriile care le cunosc eu, care le simt eu, după șablonul care l-am eu în mână, să zic așa. Cum a zis, se produc circa 200 de porumbeni, am reprodus și pentru porumbodroame, la care am reușit la porumbodroame să... și eu în ultimii 2 ani, când deci nu zbor de mai mult timp la porumbodroame, de 2 ani, nu știu dacă a fost ăsta al 3-lea sau ăsta a fost al 2-lea. Am avut rezultate cele mai bune la, mă refer din top 3, am avut la Măneuți, unde am avut porumbiții care au avut sosire de locul 2 în semifinală, locul 2 final, locul 1 as. Este porumbiții care provine, care ca origine este dintr-un nepot consanguin din Rubi, de la Vanda Nabel, dintr-o femelă nemțoaie, dar cu inel nemțesc, achiziționat la prietenul meu, Tom Budergerzer, din Germania. Așa. Deci, din liniile alea de porumbei care le-am luat de la el, le-am achiziționat de la el, dă rezultate și pe porumbodrome și în campionatul intern, național. Așa. După ce am reprodus porumbei, v-am zis, am reprodus și din și timpuriu și mai târziu, hotărârea mea anul ăsta, lăs să treacă iarna și până nu vin în dunelele, nu reproduc nicio porumbei. Așa ca o vorbă. Deci, ceva mai spre martie-aprilie, atunci se iese porumbei din nou. Dacă o fi să mai dau la porumbodrom, tot din ăștia dau. Nu mai dau porumbei. Eu zic să fie matur, m-am luat după alți colegi care alții le produc din decembrie, abia prind inelele sau își aduc inele de afară, să ineleze pe afară, cu Belgia, Olanda, să primesc inele mai de luna octombrie-noiembrie, dacă nu greșesc. Așa. Și zici, dai porumbel matur la porumbodrom. Nu, nici respectiv nu au rezultat. Acum contează, adică nu toți anii sunt la fel. Cel puțin concluzia din ultimii ani, asta este care m-am exprimat. Deci, reproduc circa 200 de porumbei pentru zborul intern, care îi hrănesc categorii, mâncare de bază, ce începi să le dai, cu asta îi țin. Deci, în general, puii vor mâncare slabă. Cum ai trecut cu mâncare mai grăsuță, mai mazăre, mai floare, mai alte lucruri așa, începi să îi îmbolnăvești. Și mare atenție trebuie cu porumbei, că dacă e îmbolnăvit boala puilor, E. coli, face și respiratorii, face tot pachetul și e foarte greu de recuperat. Și un porumbel deja care a fost afectat de boală sau chiar afectat mai profund, sau poate nu la superficial, nu știu, nu știu dacă ăla va mai da rezultate în viața lui sportivă. Și atunci, păcat de muncă. Păcat de muncă. Deci căutăm să ținem cu mâncare slabă, mâncare de bază, tot sezonul. Ca fiecare. Porumbelul trebuie învățat afară. Trebuie să îl învăț să zboare. Trebuie protejat, știu eu, să nu prindă ploile. Deci, sănătate, așa cum ai grijă de un copil, așa trebuie avut grijă și de un porumbel. Preventive trebuie și la porumbel. Suplimente la porumbei, la pui, trebuie să-i țin. Drojdea, de bere, trebuie să nu lipsească. Imunorul, trebuie să nu lipsească. Vitamina C, trebuie să nu lipsească. Spun lucrul ăsta, pentru că porumbelul tratează cu ușurință lucrul ăsta. Porumbelul, deci puiul, majoritatea, deci nu-i bolnav. Și când le-ai băga la zbor, vezi că nu mai vine acasă. O termina și cu zbor. Când încep deja antrenamentele, puii se duc de partii, sunt supărați, sunt în forță, fac zvâncuri de astea. Așa. Deci trebuie automat suplimente, antistres. Deci, porumbei trebuie să-i tempereze. Și se apropie luna, înainte de începerea sezonului de zbor cu puii. Nu m-am dus prea repede. Deci, sumar. Bine tratați. Când porumbeii, când încep deja din nou antrenamentul cu puii, în primul rând, trebuie să pleci bine de acasă, să se ducă, într-adevăr, puii să duc mai departe ca maturii de acasă, și lipsesc de acasă, așa, până nu se duc porumbeii la dispariții de acasă, nu poți să iei în coș să-i duci la antrenament.
Da, ca să continuăm cu, cu pregătirea pentru sezonul de, de zbor cu pui. Deci am ajuns la faza în care urmează să începem antrenamentele cu, cu pui. Deci porumbelul trebuie să zboare la dispariție de la voliera, să nu se mai vadă, să nu-l vezi o oră, o oră, jumătate, o oră, da, cât e posibil la fiecare urmă. Pentru că ce se întâmplă? Dacă porumbelul nu-ți, nu-ți pleacă de lângă volieră, nu se ridică la infinit, până îl vezi ca o rândurică, deci îl văzduc, văzduc și dacă nu pleacă să ducă departe de gustor, nu este bine cu el, nu este sănătos. Și nu ai ce începe antrenamentul, dacă porumbelul nu se zbucă, îl pierzi la antrenament, nu mai duci cu el la concurs. Și atunci, deci, înainte de a începe primul antrenament, porumbelul trebuie să fie bine tratat. Deci, fiecare ce vrea să folosească. Deci, eu folosesc un produs care îmi tratez porumbelii câteva zile, 5 zile, 7 zile, înainte de a începe antrenamentul. Le dă o stare bună, perfectă, găinațul, așa ne exprimăm noi aici, trebuie să fie de calitatea care știm că cum arată fi sănătos, porumbelul trebuie să fie, să aibă energie, să fie puternic și când îl vezi că are toate calitățile astea care ți le-ai dorit și de aici pleacă de lângă volieră, înseamnă că poți să duci la antrenament. Deci, dar netratat să nu începi sezonul. Dacă ai început să tratezi porumbelul, când îl vezi că el cade, când vezi că îți moare unul, doi în volieră, vai de mine, atunci vezi că ai boală. E tot să sănătos, dar când nu-ți moare, tu crezi că sănătos. Tot sunt bolnă. Și după ce ai făcut toate antrenamentele astea, începe antrenamentele, da? Bun. Antrenamentul la pui trebuie să fie un picuț mai, mai la începutul meu, când am început să zbor porumbei. Încep să râd eu de mine acum. Meream la 5 km, la 10, la 15 km. Nu, prostii. Și cu pui mă duc la 15 km, cum încep cu maturi. Dar ce fac cu pui, spre deosebire de maturi? Le fac două antrenamente din același loc. 15-15. 25-25, 40-40, 60-60 de două. Și la fel am plecat în partea asta. Dorogoi de Răban, Rădău Sud, până la 100 de kilometri. Dacă pot și Rădău Sud, pot să fac de două ori bine, dacă nu mă mulțumesc măcar o dată. Am cumulat 500 de kilometri. La 500 de kilometri putem începe primul zbor. Primul concurs. Da? Deci, la fel să nu uităm, să nu ni se pare că porumbeii noștri sunt sănătoși acum și s-a terminat. Nu. La fel trebuie suplimente, trebuie din când în când puțină mâncare din cărcare, dar nu grasă, altceva mai bun, da? Altceva mai bun. Din rănirea, din dieta puilor, trebuie să lipsească de săvârșire mazărea și fără soarele. Asta este părerea mea. Restul, cauți să hrănești cu cele mai bune boabe, dar să lipsească mazărea și fără soarele. Începe zborul. Pregătire, deci hrănirea rămâne cu mâncare slabă, da? Încep zborurile cu viteză. Nu îi dai mâncare în ziua îmbarcării. Mai ales că la pui, îmbarcăm seara, dăm drumul a doua zi dimineață. Pui vor fi tentați să nu țin. Vor fi tentați dacă sunt hrăniți. Dacă sunt flămânți, vor intra. E mai ajuns și cu fluierul și trebuie să te cunoască, revin la vechea poveste. Dacă nu te cunoaște puiul, îți vine și stă pe volieră, pe șură, pe casă, unde vrei. Deci porumbelul trebuie să te cunoască, să intri în volieră, nu numai pentru mâncare, și pentru mâncare, da? Deci, în primul rând, pentru mâncare. Că dacă el nu intră, dacă el e sătul, își bate joc de tine când puiește. Dar așa, în duet, una cu alta, zâr, mâncarea îi face să vadă că îi dai mâncare și îl puie și el intră, dispare volieră.